Și acum vreau să vă prezint în finalul emisiunii câteva opinii despre lucrarea Alfa Omega TV. De fiecare dată când mergem undeva, realizăm un reportaj sau înregistrăm un eveniment, o conferință, sunt oameni care vin la noi, ne încurajează, ne mulțumesc, ne sprijină, ne dau sugestii, unii ne și critică. Recent, după cum știți, la începutul lunii august am fost la Râul Aprins, la Ponoară, județul Bihor, și în afară de evenimentul propriu-zis, desigur că am luat opinii, interviuri de la mai mulți oameni care au venit la noi și ne-au vorbit despre modul în care Alfa Omega TV le-a schimbat viețile sau impactează. O scurtă secvență, un scurt grupaj de la câteva din aceste contribuții, păreri despre lucrarea Alfa Omega TV. Despre Alfa Omega am auzit acum câțiva ani că este postul și m-am străduit mult pentru a-l vedea. Am văzut pe internet un timp și acum a venit UPC-ul la noi în oraș, e un orășel mai mic, și îl pot vedea. Când a fost o emisiune în direct de Calea Adevărul și Viața, am trimis un bilețel de rugăciune în care vă rugam să vă rugați pentru orașul meu, Moren. Și din atâtea mii de bilete câte erau, l-aș citi pe al meu și am rămas așa. A fost ca un lucru pentru mine. Eram sigură că ceva se întâmplă și să știți că se întâmplă. În bisericuța mică din care vin eu se întâmplă lucruri. Văd Alfa și Omega și mă bucur și v-am trimis acolo ce pot eu și v-am trimis și vă rugați pentru mine, pentru familia mea că e o bolnavă, pentru familie ca Domnul și-o întoarcă la mântuire. Așa că îmi place Domnul și vă răsplătească și vă binecuvintează. Mă bucur că și din prietenii mei, cunoștințele mele, toți mi-au spus că este un program frumos, Dumnezeu să facă să crească, să fie hrană pentru motru și toți creștinii care am auzit de emisiune deosebită și toți au renunțat la alte cabluri care parabolice pentru ca să se aboneze la Alfa și Omega. Și mă bucur din inimă și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze și să meargă, să sporească în lucrare. Au fost câteva opinii pe care le-am înregistrat la începutul lunii august la Ponoară, județul Bihor, câțiva dintre participanți, chiar foarte mulți, cred că mai mult de jumătate din cei care au fost acolo erau foarte familiarizați cu lucrarea Alfa Omega TV. Mulți au auzit despre Rugul Aprins prin Alfa Omega TV și sunt bucuroși că am fost și în modul acesta un amplificator, o cutie de rezonanță pentru ceea ce Dumnezeu a făcut la Rugul Aprins. Am remarcat și contribuția sorei Ana Maria Mușat din Moren, Dâmbovița, însă ne-a vorbit mai mult despre modul cum a crescut spiritual uitându-se la emisiunea de la Alfa Omega TV. Ea ne urmărește din începutul anilor 2000, când emiteam programe disparate pe canalul Tele7 ABC, după care o vreme ne-a urmărit pe internet, însă a fost foarte bucuroasă când cei de la UPC au introdus în Moren, județul Dâmbovița, Alfa Omega în canalul lor. De altfel, mulțumim și pe această cale lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a îngăduit ca să fim, de exemplu, în UPC, în rețeaua, în extensia digitală UPC-ului în întreaga țară, inclusiv în această localitate, Moren, și în multe altele. Pentru cei care știți, aflați mai puțin, dați de știre, canalul Alfa Omega TV este deja de 2 ani de zile în toate rețelele UPC din România, pe poziția 808 în pachetul Familia. E o mare binecuvântare pentru că Dumnezeu expune programele Alfa Omega în întreaga țară. Ați văzut și opinia lui fratele Ioan Voicil, a venit bucuros la noi acolo, avem un mic stand, a venit la noi la echipă, împreună cu un grup de frați din Moren. Ne-au mulțumit pentru Alfa Omega TV și ne-au povestit cum împreună creștini din acea zonă, din zona Motru, iertați-mă, din Motru, da? Cei care au auzit despre Alfa Omega TV și ne-au urmărit pe internet, s-au dus în grup, au format, au cerut în mod corporativ celor de la rețeaua de cablu să introducă acest canal în rețeaua lor și acest lucru ne-a bucurat foarte mult și nu pierdem nicio ocazie să vă încurajăm pe cei care ne urmăresc poate pe internet sau aveți cunoștințe care nu ne pot recepționa să faceți sesiunea dumneavoastră și să vă rugați în primul rând și să faceți demersul necesar pentru că Alfa Omega să fie prezent și în rețeaua de cablu din zona dumneavoastră, ca și chiar dacă dumneavoastră ne recepționați, poate un vecin de-a dumneavoastră vă așteaptă de mult un cuvânt de încurajare, o revelație, o înțelegere divină din Sfânta Scriptură și acest lucru poate să vină prin canalul Alfa Omega TV. Ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să binecuvânteze pe cei de la RCS RDS și să le pună pe inima să deschidă noi rețele de cablu, în special în extensie digitală din România, pentru că Alfa Omega TV să fie prezent chiar în fiecare casă de română, așa cum ne rugăm noi. În final, o scurtă contribuție a unui frate păstor, Florin Bodoc, care slujește în comunitate de români din Italia, care în finalul unei
mărturii mai larg despre rugul aprins, auziți câteva cuvinte despre Alfa Omega TV. Alfa Omega vă urmărim pe internet și ne bucurăm de emisiunile care le faceți, emisiuni de calitate, oameni de calitate, și ne hrănim în spiritual și Dumnezeu să binecuvânteze și Alfa și Omega. A fost fratele Florin Bodoc, după cum ați văzut, dincolo de câteva cuvinte de apreciere la canalul Alfa Omega TV, și a fost o confirmare pentru noi că suntem urmăriți și în diaspora și în Italia, unde din informațiile noastre și din statistici, a doua populație și a doua limbă vorbită după italiană este limba română. După cum ați dedus și din cele spuse de el, de curând am început o colaborare cu o televiziune de limbă română din Roma, Victoria TV. Noi am început să le transmitem programe pe care le difuzează destul de des, am primit recent și niște poze de la ei. Ne bucurăm că putem să-i slujim din ce în ce mai mult și pe frații noștri din Italia, care în zona împrejurul Romei, unde trăiesc, după cum spune dânsul, peste 300.000 de locuitori de români, de vorbitori de limba română, și este o formă de slujire. Și oarecum, mulțumesc Domnului și pentru dumneavoastră, pentru că în felul acesta sunteți și dumneavoastră, prin Alfa Omega, parte din slujirea pe care Dumnezeu o face în comunități de români din Italia și din întreaga diasporă românească, fie că se află în Europa, fie că se află în America sau în Australia. Acestea au fost ultimele gânduri pe care le-am avut pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră în aceste zile de vară, sprijin pe care noi acum în această perioadă le focalizăm pentru expedierea gratuită a acestor reviste. Vă spuneam, sunt 16.000, tirajul pe care îl distribuim gratuit în întreaga țară, sunt destul de mulți bani, chiar Poșta Română ne-a anunțat că de la 1 septembrie vor crește substanțial taxele poștale, dar dacă Dumnezeu nu este surprins de acest lucru și va lucra în mod supranatural ca să putem acoperi aceste taxe, să ajungă la timp aceste reviste în casele dumneavoastră. Mulțumim și pentru încurajările pe care le dați, pentru sugestiile, pentru emisiuni noi pe care vrem să le facem în această a doua parte a anului. Mulțumim pentru faptul că sunteți parte chiar din traducerea acestor cărți pe care vi le-am arătat acum. Pregătim câteva cărți speciale în această toamnă. Mulțumim că și dumneavoastră sunteți parte prin suportul nostru financiar la ceea ce facem noi în realizarea de resurse, fie că sunt în formă video, prin DVD-uri, fie că sunt resurse în zona online, prin internet, sau resurse pe canalul de televiziune Alfa Omega TV, fie că sunt resurse în format tipărit. Mulți preferă formatul tipărit pentru că sunt un manual, un instrument, o învățătură pe care o au la dispoziție în orice moment. Cu aceasta vă las, vă invit săptămâna viitoare, când în luna septembrie intrăm, zic eu, într-un timp de activitate mai intens. V-am promis că vom prezenta pachetul acesta SOS. Rugați-vă ca Domnul să lucreze și prin revista aceasta și prin rugăciunile dumneavoastră și prin aportul pe care îl avem și noi la echiparea și ridicarea, ucenicizarea Bisericii Domnului din România. Vă las pe mâini bune, pe săptămâna viitoare, Dumnezeu să o binecuvânteze, și nu uitați, fiți pe mai departe parte din lucrarea Alfa Omega TV. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega.